încă un loc de joacă modernizat în Râmnicu Vâlcea. Primarul Mircea Gutău, alături de viceprimarii Carmen Preda și Eusebiu Vețeleanu, a inaugurat astăzi un spațiu de joacă în zona autogării Traian. Am promis că vom moderniza fiecare loc de joacă. Uitați, suntem în cartierul Traian, undeva aici, lângă bolul nou, lângă blocul O, o 2-1. Loc arată impecabil, având în vedere că e și autogara aici, foarte multă lume vine în autogară, deci trebuia să vadă cu adevărat fața reală a municipiului Râmnicu Vâlcea. Râmnicu Vâlcea se schimbă de pe zi ce trece și sunt extraordinar de fericit când văd că săptămânal inaugurăm câte ceva. Arată superb, nici eu nu mai știu cât am inaugurat până acum. Ideea e că este o echipă foarte faină la primărie, colaborăm foarte bine, ținem cont de toate dorințele cetățenilor. Acestea sunt dorințele lor. Locurile de joacă sunt, fac parte din dorințele cetățenilor. Ținem cont și realizăm tot ceea ce am promis. Încă un loc de joacă, încă mulțumirii copiilor tot timpul, de fiecare dată când veneam în zonă, spuneau avem nevoie de un loc de joacă, la fel cum este în centru și în nord și în Ostroveni. Eu cred că a ieșit perfect și în zona aceasta. Investiția a constat în reabilitarea echipamentelor de joacă existente și amplasarea de echipamente noi moderne, precum și în montarea de mobilier urban, respectiv bănci și coșuri de gunoi. Totodată, pe același amplasament au fost plantați doi arbori ornamentali.